Fostul manager al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, tatonează piața politică pentru o candidatură la alegerile parlamentare, declarându-se zilele trecute disponibil pentru oferte din partea partidelor care și l-ar dori pe liste. Știrea a fost aruncată în spațiu public de grupul de interese foarte influent, din care face parte Ciurel, prin intermediul unuia dintre primarii social-democrați Ion Bârcă, de la Turburea, care în cadrul unui interviu la un post de radio local, printre zeci de laude la adresa fostului manager schimbat din funcție pentru neîndeplinirea criteriilor de performanță, a anunțat intenția acestuia în legătură cu alegerile parlamentare. Dat fiind faptul că Ciurel a declarat de mai multe ori până nu de mult că nu-l interesează să ajungă în Parlament, în momentul în care a fost întrebat de presă de ce s-a răzgândit, avea deja pregătit un discurs de campanie electorală, susținând că o face de dragul CEO, nemaiputând răbda să stea pe margine, după ce legea energiei a fost retrimisă Parlamentului de către președintele României, modificările la aceasta nefiind promulgate. Cât de mult îi pasă de soarta complexului omului care în 3 ani de mandat în fruntea companiei, acesta a generat pierderi uriașe, știu cei 15.000 de angajați ai mastodontului energetic, care au mai rămas în frontul de lucru și care reprezintă jumătate din voturile pe care un deputat ar avea nevoie să ajungă să ocupe un fotoliu de demnitar. Că imaginea lui Ciurel nu este prea bună în rândul celor care i-au fost subordonați până la sfârșitul anului trecut, o știu și liderii partidelor politice, care i-ar putea oferi acestuia posibilitatea de a-și atinge țelul. Considerat PSD-ist până în măduva oaselor, fiind chiar și vicepreședinte al partidului pe vremuri, PSD-ul ar putea fi o variantă pentru Ciurel, dacă și capii formațiunii și-l vor dori, cu toate că este deja destul de mare aglomerație pe listele acestora. Dacă partidul îl vrea, lui Laurențiu Ciurel i s-ar putea pune la dispoziție un loc eligibil, 3 de exemplu pe lista de deputați. La Senat, social-democrații l-au stabilit pe Ion Călinoiu pe singura poziție eligibilă, iar la deputați primele locuri sigure sunt ocupate de Victor Ponta și Mihai Weber, dar și a treia poziție are șanse destul de mari să fie viabilă și ar putea fi acordată fostului manager al CEO, dacă toți liderii organizației vor cădea de acord. Cea mai mare parte a oamenilor importanți din PSD îl agrează pe Ciurel de dragul vremurilor în care unii au fost subordonați în perioada în care a condus complexul, iar alții au avut o relație reciproc avantajoasă tot în acea vreme. Ceilalți ar putea fi convinși de majoritate, așa că lucrurile ar putea fi rezolvate. Pe de altă parte, și ALDE s-ar putea afla pe lista de opțiuni a fostului manager, cu toate că președintele Alianței la nivel de Gorj, Dian Popescu, a declarat public că, în ceea ce îl privește pe Ciurel, o eventuală candidatură a acestuia, girat de organizația pe care o conduce, e o prostie, mai ales că Laurențiu Ciurel i-a slujit mereu pe socialdemocrați. Însă relațiile dintre cei doi nu sunt rele și pot deveni, în caz de nevoie, mai mult decât cordiale. Pe când era manager al CEO, Dian Popescu nu l-a atacat niciodată pe Laurențiu Ciurel și mai mult decât atât, în toamna anului trecut, senatorul n-a fost de acord cu demiterea acestuia, susținând că plecarea acestuia ar crea haos în complex, dând posibilitatea șacalilor să se bată pe locul rămas vacant. Cu un an în urmă, Popescu a absentat de la votul Senatului atunci când s-a decis asupra cererii DNA de înconvințare a reținerii lui Dan Șova în dosarul Rovinar Turceni, în care este inculpat alături de Laurențiu Ciurel. În replică, nu cu mult timp în urmă, fostul manager l-a nominalizat pe Dian Popescu alături de Victor Ponta și Mihnea Costoiu, ca fiind cei care s-au zbătut pentru legea energiei. Deci o eventuală negociere politică între cei doi are toate șansele de conturare. În ceea ce privește orientarea lui Ciurel către PSD, în calea candidaturii ar putea fi tocmai dosarul penal, cu un prejudiciu de peste 840 de miliarde de lei vechi, în care este cercetat asta dacă partidul va ține cont de criteriile de integritate, deși sunt puține șanse atât timp cât chiar șeful socialdemocraților, Liviu Dragnea, are la cazier o condamnare definitivă.